Energia, prin prețurile ridicate la petrol și gaze, dar și transporturile, prin criza exporturilor de cereale generată de războiul din Ucraina, sunt două dintre sectoarele care se află în atenția investitorilor la bursă, scrie ZF. La Bursa de Valori București, sectorul energetic este foarte bine reprezentat. Producători precum Romgaz, OMV Petrom și Nuclear Electrica ar putea beneficia în continuare de actualul context. De la începutul anului, Romgaz are o creștere a acțiunilor de 32%, Nuclear Electrica și Petrom înregistrează scăderi de circa 2% în aceeași perioadă. Pentru sectorul transporturilor, investitorii se pot uita la Bursa Românească, la emitenți precum Transport Trade Services, Convex Constanța, Socep Constanța și Oil Terminal. Grupul TTS are cea mai mare flotă fluvială din bazinul Dunărean, formată din unități fluviale cu o capacitate de peste 800.000 de tone, macarale plutitoare, precum și terminale portoare proprii în Constanța și în 7 porturi fluviale dunărene. Mergem la Paul Maior, președinte Invest Club. Bun găsit și îți mulțumesc, Paul, că ești alături de noi. Vedem că în energie avem emitenți care pot profita de noul context geopolitic și în transporturi. Războiul din Ucraina a adus volume suplimentare de cereale, dar și volume importante pentru activitatea de minerale. Cine vor fi performerii versus loserii de la BVB la final de an? Da, din punctul meu de vedere, performerii vor fi cei din energie, clar, transportul și chiar și agricultură. Aici aș menționa inclusiv companii de genul Transport Trade Services pentru partea de transport fluvial și transport în general, mai ales datorită Ucrainei. Țin minte că am citit recent că au transportat peste 200.000 de mărfuri minerale și agricole și încă 100.000 de mărfuri au transportat pe cale ferată. Deci le-au crescut foarte mult cifrele față de ce făceau în perioada anterioară războiului. De asemenea, tot în perioada asta, datorită creșterii la prețuri, au performat și vor performa în continuare foarte bine din punctul meu de vedere fondul proprietatea datorită deținerii pe care o are la Hidroelectrica, la fel și Nuclear Electrica. În general, companii care pot să ducă creșterea prețurilor către consumatori. Da? Aici, tot la agricultură, aș menționa și companii precum, nu știu, Norofert, Holdia Invest sau Deni Agrar sau Grup Șerban. Sunt foarte multe companii care au început să nu mai facă față, practic, cererii, pentru că a fost un an agricol destul de bun ca și atât și chiar și anul trecut pentru exporturi și așa mai departe. Acum, datorită situației din Ucraina, cu siguranță nu vor face față nici cu stocarea în silozuri de cereale. Probabil vor trebui să facă investiții noi ca să poată să mărească capacitatea de stocare și de transport. Unde nu se face față cererii, cam acolo o să vedem raportări financiare bune în perioada următoare și probabil și investițiile în acele sectoare vor merge bine. La punctul opus aș menționa companiile care nu vor putea duce prea bine creșterea prețurilor către consumatori. Aici aș putea menționa inclusiv companii de genul Electrica, de exemplu. Teoria spune, și am să spun de ce spun teoria, spune că inclusiv companii precum MetLife ar trebui să nu performeze bine pentru că crește foarte mult dobânda și atunci ei se împrumută din ce în ce mai scump. Dar contează foarte mult și ce fac acele companii cu acele împrumuturi, pentru că împrumuturile pot să fie foarte bune dacă ceea ce se face cu acei bani e ceva bun și dacă managementul își face treaba bine. Și după cum știm, o companie de genul MetLife, chiar și acum, într-o săptămână, două, a făcut două achiziții, adică se dezvoltă foarte mult ca și grup, iar la un moment dat, compania va însemna un grup foarte mare, nu că n-ar fi și acum, dar va însemna un grup din ce în ce mai mare în sectorul acesta medical. Se știe că prețurile din România la sectorul medical sunt chiar foarte bune în comparație cu prețurile la sectorul medical din alte țări. Deci este loc ca MetLife să treacă treaba asta cu creșterea prețurilor către consumatori, pentru că știm că serviciile medicale sunt scumpe și atunci MetLife poate să facă o creștere de prețuri la consultații, abonamente și tot ce are acolo și o să facă bine aceste perioade de creștere de inflație. Deci cam astea ar fi companiile care nu vor performa. Deci din punctul meu de vedere aș merge pe energetic, transport și agricol. Paul, îți mulțumim pentru informații și te mai așteptăm pe la noi. Mersi frumos și mulțumesc de invitație.